Gândul acesta care era și în Hristos, Isus, Amin. Să și surori, aș vrea să încep cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta cu o întrebare. O întrebare pe care poate unii ne-am pus-o, alții nu ne-am pus-o niciodată în viață. Și poate că se merită să ne o punem. Vreau să vă întreb dacă. Dumneavoastră considerați că se merită să fii creștin? Dacă avem avantaje că suntem creștini. Să dacă în viața de fiecare zi sunt domenii în care ne punem această întrebare, se merită? Am vreun avantaj? De ce ne am pune întrebarea asta, chiar și în domeniul vieții creștine, se merită să fim copii ai lui Dumnezeu? Știți că sunt în scriptură situații în care oamenii și-au pus această întrebare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule, la ce ne folosește să postim? Adică noi postim, noi punem deoparte o zi sau două sau nouă, nu știu câte. Dar se merită Dumnezeule. Pentru că dacă postim, vrem să se merite să postim la Asaf, ziceam, psalmul 73, eu îmi spol în fiecare dimineață mâinile în nevinovăție. Și întrebarea este, se merită Dumnezeule? Adică, dacă mă uit foarte atent ce se întâmplă în urma felului în care eu trăiesc, mă sfințesc, mai când vine să zic că e degeaba, adică nu se merită. Și a fost nevoie ca omul ăsta să meargă în casa lui Dumnezeu. Și când a ieșit din casa lui Dumnezeu, a ieșit cu alt gând. Și iar vă pun întrebarea, se merită să fim copii al lui Dumnezeu? Și dacă ziceți tare, amin, frați și sorori, la ce vă gândiți atunci când ziceți se merită să fim creștini? La ce vă gândiți? Că până la urmă ne rugăm și noi aici pentru bolnavi de cancer, pentru oameni care au probleme cu serviciu, alții care sunt în sărăcie, Alții care sunt criticați uh, pe nedrept, sunt loviți pe nedrept ca psalmistul? Și atunci întrebarea iar se pune, Doamne, dacă boală, dacă suferință, dacă lipsă, Doamne, dacă, dacă bagiocură, se merită să fii copila lui Dumnezeu sau nu se merită? Dacă spunem amin, la ce ne referim sau la ce ar trebui să ne referim, frați și surori, și să spunem sus și tare, amin, se merită să fii copila lui Dumnezeu? Știți care a fost lecția cu care a ieșit psalmistul din casa lui Dumnezeu când își spunea problema asta degeaba? Nu se merită cu alte cuvinte, știți? Se merită dacă te uiți în perspectivă. S-ar putea ca în dimineața aceasta să-ți fi spălat mâinile nevinovăție, adică să fi luat decizia să fii sfânt înaintea lui Dumnezeu și chiar ești un sfânt. Pe după masă cineva să-ți dea o palmă. Dar te uiți în perspectivă. Zicea psalmistul: Tu mai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și într-o zi mă vei primi în slavă. Se merită Dumnezeule. Chiar dacă sunt lovit, chiar dacă sunt bajocorit, chiar dacă sunt bolnav, chiar dacă sunt lipsit, se merită că într-o zi Dumnezeule mă vei primi în slavă. Dragii mei, se merită să fii creștin privind în perspectivă. Știți care este obiectivul vieții creștine? Poate l-am pierdut din vedere. Obiectivul vieții creștine este că într-o zi să fim acolo unde este El. Și unde este El. Ștefan a avut un moment de revelație, așa când, când parcă s-a deschis cerul. Și l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Frați și surori, era un momentul când omul ăsta se pregătea să plece din locul acesta. Cădeau pietrele ploaie peste capul lui. Se merită să fii creștin? Uitându-mă în perspectivă că într-o zi voi fi acolo unde este el. Se merită. Dar nu doar că, dragii mei, vom fi într-o zi acolo unde este el. Obiectivul vieții creștine este că într-o zi vom fi ca el. Îl vom vedea așa cum este. Frați și surori, vreau să vă întreb, aveți perspectiva asta sau nu aveți? Că dacă nu avem perspectiva asta, dragii mei, foarte repede tragem această concluzie. Nu se merită să fii creștin. Dacă doar pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem Ce mai nerăciți oameni. Adică nu se merită. Dar mă uit în perspectivă. Într-o zi voi fi cu El și într-o zi voi fi ca El. Dragii mei, pentru ca să se împlinească într-o zi obiectivul acesta cu mine, cu casa mea, cu biserica lui Dumnezeu. Aici și acum, noi trebuie să trăim cum a trăit El. Vrem să fim într-o zi ca El? Trebuie să începem de pe acum să trăim cum a trăit El. De aceea zice Pavel aici, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Adică urmați modelul lui Hristos. Dacă vreți să fiți ca El într-o zi. Și dragii mei, câteva minute tocmai despre asta vreau să predic în așa dimineață despre viața trăită după modelul Hristos. Dacă ar fi să ne analizăm în această dimineață, mai ales că suntem la cenați Domnului și trebuie să ne facem o analiză, am putea zice că noi, cei de aici, ne trăim viața după modelul Hristos. Sau, nu, sau o trăim altfel. Ce înseamnă să trăiesc viața după modelul Hristos? Ce înseamnă? Deci mai întâi de toate înseamnă o viață de ascultare pe tot parcursul drumului. Zice Sfânta Scriptură aici că El s-a făcut ascultător în câteva circunstanțe de viață, în circunstanțe importante de viață, nu? S-a făcut ascultător până la moarte, pe tot traseul acesta, pe tot parcursul drumului. Și dragii mei, a venit într-o zi Ioan la el și s-a dus domnul Ioan și s-a dus să fie botezat. Și a zis Ioan, tu vii la mine să te botez. Eu am trebuit să botez botezat de tine. Și ce i Domnul Iisus Hristos, lasă Ioane să împlinim tot ce... Adică, lasă Ioane să ascult. Lasă Ioane să ascult. Că eu pentru asta sunt în această lume, zicea Domnul Iisus Hristos. Nu să fac voia mea, să fac voia celui ce m-a trimis. Că asta înseamnă să ascult până la urmă. Să împlinești porunca, comanda, cuvântul cuiva. Și el a venit în lumea aceasta să împlinească voința lui Dumnezeu. E adevărat, frate și surori. Acum, dacă vreau să trăiesc ca el, ce altceva am eu de făcut decât să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu? Întrebarea este când? Să împlinești voința lui Dumnezeu. Dar ca să împlinești voința lui Dumnezeu, să împlinești voința lui Dumnezeu, trebuie să știu care este voia lui Dumnezeu. Zicea Domnul Iisus Hristos, mi se pare Ioan 6, zice și voia tatălui meu sau voia celui ce m-a trimis este să nu pierd pe niciunul din cei pe care mi-a dat el. Asta e voia lui Dumnezeu. Și atunci eu veghez, în fiecare zi să nu pierd. Voia celui ce m-a trimis, zicea dată Domnul Iisus Hristos, este ca cine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică. Domnul Iisus Hristos știa foarte bine fiecare detaliu al voii lui Dumnezeu. Și întrebarea este, ca să urmez pilda lui în ascultare pe tot traseul ăsta, trebuie să știu care e voia lui Dumnezeu? Sau nu trebuie să știu? Și întrebarea este, o știu? A, așa în mare, nu? I-a zis Dumnezeu lui Avram în Vechiul Testament, Avram, ieși din casa ta, din țara ta. El știa foarte precis ce îi cere Dumnezeu. Avram, ia-L pe fiul tău și adu-l jertfă. Știa foarte precis ce îi cere Dumnezeu. Când s-a dus învățătorul legii la Domnul Iisus Hristos și a zis așa, a ispitire, ce să fac să moștenesc viața veșnică, a zis Domnul Iisus Hristos, ce este scris în lege? Tu te și fă. Asta e voia lui Dumnezeu. Dar știți care e mai are problemă dragii mei? și la Domnul Iisus Hristos și la fiecare dintre noi, există ceva care încearcă să ne oprească din când în când să nu ascultăm. E adevărat sau nu e adevărat? Suntem aici oameni care ne putem lăuda, dacă vreți, că ascultăm de Dumnezeu. Dar tot la fel, dragii mei, noi care ne lăudăm că ascultăm de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că din când în când ne-am dovedit neascultători de Dumnezeu. E adevărat? Zicea Pavel aici, după cum până acum v-ați dovedit ascultători. Adică pe traseul ăsta al vieții până acum v-ați dovedit ascultători dar trebuie să mergeți și mai departe în ascultare, să duceți mântuirea până la capăt. Pe tot traseul vostru, pe tot drumul ăsta, să fiți ascultători de Dumnezeu. Uitându-vă la Hristos, la modelul Domnului Iisus Hristos, pe tot traseul acesta să fiți ascultători. Dar e ceva care vine să ne împiedice să ascultăm. Și întrebarea este ce anume? Când n-ați ascultat de Dumnezeu, dimineața aceea, ziua aceea, noaptea aceea, Început de săptămână, sfârșit de săptămână. De ce n-ați ascultat de Dumnezeu? Ce anume va determina să ne ascultați? Sunt mai multe lucruri, de mai nu o să încerc să le spun pe toate în această dimineață. Dar știți că uneori mintea noastră ne determină să ne ascultăm de Dumnezeu? Știți asta? am recent pe un frate care, care zicea eu am avut impresia că știu mai bine ca Dumnezeu. Da, da. Nici nu ne dăm seama că noi avem impresia că în anumite circunstanțe de viață, când facem o altă alegere decât îmi spune Dumnezeu în Biblie, am impresia că știu mai bine decât Dumnezeu ce e bine pentru mine. Nu, nu credeți asta. Dar de ce credeți dumneavoastră că faceți o altă alegere decât zice Dumnezeu? De exemplu, fac abstrație că cred că nu este nimeni pe aici în situația asta. Zice Bila să nu furi. Zice Bila să nu furi. Dar când alegi să furi, tu știi că voia lui Dumnezeu este să nu furi. Când furi, de ce furi? Nu ți se pare că știi mai bine ca Dumnezeu ce e mai bine pentru tine? Nu-i așa, frate și soră? A zis Dumnezeu către Saul în Vechiul Testament, tu te și bate de cu Amalek, nimicește tot ce ține de Amalek. Și când s-a întors Saul de la bătălia aceea, venea cu turmele acelea, cu cerezile acelea la coadă oștirii. Mintele lui a zis, da, de ce să le dau prăzi când pot să le aduc jertfă lui Dumnezeu? Adică n-ar fi încântat Dumnezeu. În loc să le omor pe câmpul de bătaie, să le aduc jertfă pe altar înainte lui Dumnezeu? Adică știu mai bine ca Dumnezeu. Frate și surori, logica noastră, mintea noastră, dragii mei, ne determină uneori să nu ascultăm de Dumnezeu pe tot traseul drumului. Am impresia că știm mai bine decât Dumnezeu. Și țineți minte lucrul acesta, frații mei, ori de câte ori faceți o altă alegere decât aceea pe care o zice Dumnezeu în Scriptură. Noi, de fapt, zicem, Dumnezeu le știu mai bine decât tine ce e bine pentru mine. Dar știți ce ne mai poate determina, dragii mei, din când în când să ne ascultăm? lumea asta în care trăim. Sau mai bine zis, felul în care este prezentată lumea asta. Dar lumea asta în care trăim. Și de ce lumea asta în care trăim sau felul în care este prezentată de determină să nu ascultăm? Pentru că ni se pare că strălucește. Vă întreb, vi se pare uneori că strălucește lumea asta? și că diavolul o face să strălucească mai puternic și în mintea noastră are rezonanță. Ascultați-mă bine! Dacă diavolul la... la ispitit pe Domnul Iisus Hristos acolo în pustiu, luându și ducându pe munte, se arate toate împărățirea lumii și strălucirea lor. Și a zis, ți le dau ție, face asta diavolul cu mine și cu dumneavoastră, nu știu pe ce înălțime ne urcă, nu știu, știe el pe ce înălțime ne urcă. Să ne arate cum strălucește lumea asta și zice, poți ai. Și pun ce zice Dumnezeu deoparte, uit că lumea asta, pământul ăsta, cu tot ce e pe el, va arde într-o zi și iau câte ceva din strălucirea lumii, pentru că mi se pare, dragii mei, că strălucește și că ar fi păcat să pierd strălucirea asta. Altă dată, dragii mei, sunt în jurul nostru oameni care ne determină să nu ascultăm. Că tare, tare bine ne place să, să ne luăm după oameni. Să facem ce fac alții. Să facem ce zic alții. Mai greu e să facem, dragii mei, ce ni se spune uh, din partea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar când ne spun alții ce să facem, dragii mei, foarte repede acceptăm și începem să facem. Știți, psalmi, vă ziceam despre psalmistul Asaf. azi la un moment dat, mai când vine să vorbesc, adică să mă iau după ei. Să mă iau după ei. Că am impresia că stilul lor de viață îi duce undeva. De sunt fericiți din cauza felului în care trăiesc. Îmi vine să vorbesc ca ei. Până am intrat în casa lui Dumnezeu. Și am priceput că la sfârșit e totuși ajung la piere. Sau el lângă tine câte unul, ca și nevasta lui Iov lângă Iov, zice, blastă mă pe Dumnezeu. Oamenii din jurul nostru. Dar știți că există și altceva care ne determină și poate asta este cel mai, cel mai comun pentru noi din locul acesta. Știți că uneori stările noastre sufletești ne determină să ne ascultăm de Dumnezeu? Știți? Spune Sfânta Scriptură că uh, a pus mâna pe Pavel, l-au dus în fața soborului și în fața soborului Pavel a început să se apere și a zis eu am trăit cu curăție înaintea lui Dumnezeu din cea din tăi zi. Și marele preot Anania a zis către, către unul dintre cei care era lângă Pavel, a zis, lovește peste gură. Imaginați-vă, cum ați reacționat noastră să vă dea cineva așa un dos de palmă peste gură? Ce ați face? ce stări sufletești vi s-ar răscoli pe dinăuntru? Lovește-l peste gură. Și în momentele acelea când, dragii mei, se întâmplă asta și pe dinăuntru Pavel începe să fiarbă, nu știu cât o fiert, a zis Pavel, te va bate Dumnezeu perete văruit. M am vreau să vă întreb, a fost o reacție normală asta? Dar de unde a ieșit asta, frații mei? Vi s-a întâmplat vreodată să vă enervați dintr-un anumit motiv, dintr-un motiv sau din altul? Să vă supărați, vi s-a întâmplat. V-ați verificat reacțiile, acțiunile, deciziile, în momentul în care v-ați enervat sau v-ați supărat pe cineva, ați reușit să faceți lucrul acesta. Pentru că stările noastre interioare, emoțiile noastre, dragii mei, le determină să n-ascultăm de Dumnezeu uneori. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că pe traseul ăsta din Egipt spre Canaan, Moise fiind pus de Dumnezeu în frunte acestui popor, Moise a avut multe de îndurat. Cum se întâmplă de regulă în slujirea lui Dumnezeu? Ai multe de îndurat. Cele mai multe pe nedrept. Dar într-un moment când poporul ăsta se plângea că nu are apă, a zis Dumnezeu către Moise, ia toiagul, du-te în fața acestei stânci pe care ți-o arăt eu și vorbește stâncii. Și o să fie apă. Și Moise, sătul de criticile poporului, de cârtile poporului, și la s-a dus lângă stânca aceea și a zis, vom putea noi răzvrătiților să vă dăm apă? Și a luat toiagul și a izbit mânios în stânca aceea. Dar nu asta a zis Dumnezeu să facă. El a făcut altceva decât i-a de spus Dumnezeu. Știți asta? Moise, dar de ce nu ai ascultat de ce a zis Dumnezeu? Dumnezeu este să vorbești. De ce ai lovit când Dumnezeu a zis altceva, tu ai călcat porunca lui Dumnezeu. Tu n-ai ascultat pe tot traseul ăsta. De ce a zis Dumnezeu să asculți? De ce ai făcut asta? Pentru că a ajuns și el la limita suportabilității. Era om. Înțelegeți? Eu vreau să vă întreb. Se întâmplă cu noi oamenii chemați să ascultăm de Dumnezeu cum a ascultat Domnul Iisus Hristos Dumnezeu din când în când, din cauza asta, din cauza oamenilor, din cauza lumii care strălucește, din cauza minții noastre, cine știe cum, ni se întâmplă să nu ascultăm de Dumnezeu din când în când, frate și surori. Eu vreau să vă întreb, cum vă rezolvați dumneavoastră aceste neascultări din când în când? Lăsați să treacă așa, Dumnezeu știe că am limitările mele. Dumnezeu știe din ce sunt făcut, că din țărână m-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu știe că uh, am vulnerabilitățile mele. Sau încercăm să le rezolvăm? Frați și surori, nu există călcare de cuvânt care să se rezolve altfel decât prin pocăință. Nu ne gândim că trebuie să ne pocăim dacă cineva a curvit, dacă cineva a făcut. Nu, nu. Pentru fiecare încălcare de cuvânt trebuie să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Suntem înaintea Domnului astăzi și înaintea acestui eveniment să stăm la masa Domnului. Frate și surori, suntem chemați să ascultăm pe tot parcursul drumului. Și dacă din când în când, dragii mei, din cauza stelor noastre sufletește, a emoțiilor noastre, din cauza faptului că am vrut să ne luăm după alții, de, am ascultat de sfaturile altora, am călcat în picioare voia lui Dumnezeu, ceva din voia lui Dumnezeu, astăzi putem să ne pocăim și Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă și deci, surori, poate că un singur gând mai spun și asta mai scurt. În al doilea rând, viața asta trăită după modelul Domnului Iisus Hristos este o viață de trăire în smerenie, în smerire înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ce a însemnat pentru Domnul Isus Hristos să fie smerit? Zice Biblia că s-a smerit și s-a făcut ascultător. Învățăm noi de la lumea asta să fim smeriți sau nu, frații mei? Puteți să învățați de la lumea asta? Știți ce înseamnă printre altele smerenia? Smerenia mai întâi este o atitudine lăuntrică înăuntru meu, dragii mei, începe smerenia asta. Acolo începe cu ce gândesc despre mine însumi. Ce gândiți despre dumneavoastră? Și ce spune Apostolul Pavel când scrie romanilor? Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și iar vă pun întrebarea, ce părere aveți despre dumneavoastră? Că acolo începe, înăuntru meu începe, dragii mei, această stare de smerire. Domnul Iisus Hristos a fost merit și s-a făcut ascultător până la moarte. N-a luat ca un lucru de apucat, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit. Acolo înăuntru a început, dragii mei, smerirea, ce gândește el în relația cu Dumnezeu? Cine este în raport cu Dumnezeu? Cine este în raport cu ceilalți? Omul care are, are părere prea înaltă despre sine, este omul care începe să-i desconsidere pe ceilalți. Și vreau să vă întreb, ne facem vinovați de asta? A zis fariseul când s-a dus la templu, că s-a nimerit în momentul acela pe care îl surprinde Domnul Iisus Hristos că era vameșul și era fariseul. Dar în ochii societății era o diferență uriașă. Toți știau cine-s farisei și toți știau cine-s vameșii. Dar fariseul a zis îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca... Ne-a fulgerat vreodată prin gând, sunt aici în biserică pe bancă, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca cel de lângă mine. Îți mai grozav. Frați și surori, cine are o părere prea înaltă despre sine, îi desconsideră pe ceilalți, dragii mei cine are o părere prea înaltă despre sine, s-ar putea să acționeze necugetat uneori. Să te miri de ce face asta și de ce face. Să iasă în evidență. Că cine este cu o inimă smerită, cu o atitudine smerită, frate și surori, nu încearcă să atragă privirile spre sine, ci să le îndrepte spre Dumnezeu au zis apostolii, de ce vă uitați la noi ca și cum prin puterea noastră l a făcut pe omul ăsta sănătos, l-am făcut să umble. El e așa în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Nu noi l-am făcut. Deși deci Petru a stat acolo și a zis, n-am aur, n-am argint, ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos Nazare, scoală-te și umblă. Și toți cei din jur au auzit că Petru a fost implicat. Dar Petru a zis, nu eu, numele lui Iisus Hristos e aici. Că cel care se smerește, dragii mei, nu vrea să iasă în evidență. Putem trăi după modelul ăsta? Că Domnul Iisus Hristos n-a vrut să iasă în evidență. Să atragă privirea neapărat asupra Lui. Cel care are o părere prea înaltă despre sine, acționează uneori necugetat, spuneam mai înainte. Cred că nu, nu de foarte mult timp am spus în locul acesta despre exemplul acela lui Ozia din Vechiul Testament. Când a ajuns puternic, spune Biblia, inima ei s-a încânfat. A intrat în templu, a luat cădelința, să ducă tămâie pe altar. Și marele proce cu vreo 80 de oameni pe lângă el au venit și au zis, împărate, n-ai voie să faci asta. Și ce faci tu acum? Nu-ți va face cinste. De el tocmai asta gândea, că o să-i facă cinste. Că se duce înaintea lui Dumnezeu să aducă tămâie pe altarul acela al Deci nu avea voie să facă lucrul acesta. Dragii mei, nu-ți face cinste, dar pe tine nu te interesează. Uh, pentru că, pentru că uh, acționezi necugetat de mântele acestea, acelea. Ai o părere pe înaltă despre tine. Dar, dragii mei, știți ce, mai, ce, se mai întâmplă cu cei care au o părere pe înaltă despre ei înșiși? Au pretenții. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Recent am auzit pe cineva care a fost undeva la, la o predică și și-a făcut introducerea felul ăsta. Vreau să, vreau să mulțumesc pentru felul în care am fost prezentat în seara asta. A pus într-un anumit context, adevărat. Dar expresia asta arată că ai pretenții. Mă înțelegeți? Zice, când Naman se duce în, la prorocul Dumnezeu ca să, fie, ca să, fie, vindecat. Când Elisei trimite doar pe slujitorul lui să îi spună, du-te și de șapte ori în Iordan, vei fi vindecat. A zis Naman, așa? Adică nu merit mai mult? Eu credeam că o să iasă el în fața mea și -o trimite un slujitor. Eu credeam că o să vină să cerceteze rana, să pună mâna, să facă ceva. El, astea erau pretențiile mele. Dar trimit un slujitor. Vă dau un alt exemplu. Îl cheamă împăratul într-o zi pe Haman și zice ce trebuie să-i se facă un om pe care vrea împăratul să-l cinstească? Și a zis Haman în cutiuța lui. Pe cine altul ar vrea împăratul să cintească decât pe mine? Și ascultați pretențiile. Omul care are o părere prea înaltă despre sine. Doar eu sunt demn de cinstire aici la curtea împăratului. Ascultați pretențiile, zice el către împăratul. Să i se dea haina pe care o îmbracă împăratul? Calul pe care îl călărește împăratul? Cununa pe care o poartă împăratul? Să fie luată una dintre căpetenile cele mai de seamă, în orice căpetenie, să fie dus afară în locul deschis din cetate, în oriunde, nu într-un colț așa, și să se strige. Dar de ce toate astea? De ce pretențiile astea? Haina împăratului, calul împăratului, cununa împăratului, petene mai de seamă, să meargă în locul deschis acolo unde e multă lume, să se strige, să audă toți. Ăsta e omul pe care vrea împăratul să-l cinstească și așa îl cinstește împăratul. Vreau să mă opresc aici, frate Ascultați-mă bine, noi suntem creștini și așa ne-am obișnuit cu viața asta de creștin, încât nici măcar nu ne punem întrebarea, se merită să fii creștin? Se merită dacă ne uităm în perspectivă. Că într-o zi vom fi cu El și vom fi ca El. Dar pentru asta trebuie aici să încep să fiu ca El. Să în mine gândul care în Hristos, pentru că gândul care în Hristos a determinat să trăiască o viață de ascultare pe tot parcursul drumului. Până când a zis, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și gândul ăsta l-a făcut să trăiască o viață de smerire, dragii mei, aici, în lumea aceasta, înaintea lui Dumnezeu. Și ar trebui așa să trăiesc eu, pentru că ascultați-mă bine. Smerirea înseamnă, printre altele, și să știi și să crezi că urcarea trece mai întâi pe la coborâre. Domnul s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, zice Biblia, pentru că la vremea lui el să vă înalțe. Drumul spre înălțare adevărată trece pe la coborâre. Și ziua de astăzi, dragii mei, modelul Hristos ne învață așa să trăim. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.